Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip voi construi un kit de amplificare audio cu un integrat foarte vechi și cu o formă ciudată denumit TBA-810AS. Motivul pentru care am ales a testa acest TBA este mai mult unul subiectiv. În realitate, aș putea spune că sunt alte variante de amplificatoare audio mai bune. Ca să spun sincer, la acest integrat îmi place aranjarea pinilor în zigzag. Da, este mai dificil pentru că nu poți pune socket, dar în fine, și aripioarele respective, bineînțeles. Unele TBA-uri le au în sus și se prind prin șurub la radiator. În cazul acesta se lipesc de PCB. Proiectarea PCB-ului a fost făcută de mine în EasyEDA. Am încercat să așez componentele într-o oarecare simetrie și cred eu că mi-a reușit cât de cât. Parte din față a PCB-ului și spatele. Bineînțeles că mie, din câte ați observat de-a lungul timpului, îmi place să am lângă acei conectori ce reprezintă alimentarea, ieșirea audio și intrarea audio. Gata cu vorba, haideți să trecem la așezarea componentelor pe acest cablaj. Ca de obicei, începem cu așezarea rezistoarelor. Să le lipim. Să continuăm cu acele conectatoare din poliester. În cazul celui de 5,6 nanofarazi, o să pun unul de 4,7. Hai să punem integratul, chiar dacă de regulă pe acestea le las la sfârșit. Avem grijă la noci, ca de obicei. Stați că a căzut pe jos. Părțile acestea le voi lăsa la sfârșit, când voi atașa și radiatorul. Veți vedea. Să punem condensatoarele electrolitice. Să punem conectorii. Unul aici, iar ceilalți doi în zona asta. În sfârșit am lipit componentele pe acest cablaj. Eu spun că nu arată chiar rău, voi ce spuneți? Integratul, spatele cablajului. Deocamdată nu o să lipesc niciun radiator, însă am confecționat unul din cupru, o să-l vedeți puțin mai târziu. Iar acum să testăm acest montaj pe muzică. Știu că pare bizar, dar parcă acest clip nu ar avea farmec fără să fac acest test. Vom alimenta montajul la aproximativ 12V. E perfect. Ca să spun sincer, bineînțeles că am testat și dinainte, nu se aude niciun zgomot de fond, este complet silențios. Chiar m-am mirat, am pus urechea aproape de difuzor și totul este în regulă. Deocamdată pe muzică, din câte v-am spus, nu o să pun niciun radiator pe acel integrat.
să activez un pic și basul. Aici a fost fără niciun reglaj de ton. O să lipim acest micuț radiator confecționat de mine din cupru, chiar în zona asta va fi pus. O să pun puțină pastă termoconductoare în zona asta, nu mult, un pic. O fi prea mult, habar n-am, las că-i bine. Hai să punem radiatorul aici. Gata, am lipit. Eu cred că e în regulă. Da? Perfect. Iar acum să testăm și puterea. Am alimentat montajul la aproximativ 14,4V. Da, cu aproximație. Nu mai măsor și la alte tensiuni, deoarece nu mai are sens. Prima dată pe 8 ohmi. Bineînțeles la frecvența de 1 kHz, cum v-am obișnuit. Că de regulă puterea se măsoară la frecvența respectivă. Să creștem amplitudinea. Și a intrat deja un clipping pe aici. O să spunem până la 13V vârf la vârf. Am atașat și celălalt rezistor pentru a avea 4 ohmi. Creștem amplitudinea. Avem clipping, aproximativ 12V, vârf la vârf. Am atașat un rezistor de 2 ohmi, e cel din partea asta, să măsurăm puterea. În cazul acesta radiatorul se cam încinge, deci nu o să pot să stau prea mult cu el. Să mărim amplitudinea. Și a intrat un clipping undeva. Ce chestie. Da, din păcate pe 2 ohm nu o să pot să măsor. Deși în data și ne spune că ar putea, dar în fine, poate nu am citit eu de ajuns de bine. Probabil intră în protecție termică, așa că pe 2 ohm nu o să măsor. Iar acum să verificăm și răspunsul în frecvență. Am pus sarcină de 4 ohmi. La 1 kHz am reglat la 1,2 V vârf la vârf, doar ca să avem ca referință. La aproximativ 20 Hz observăm că atenuează destul de mult. Să creștem frecvența. Amplitudinea începe să-și revină. Văd că nu mai atenuează așa de mult. Începe să-și revină aproape complet. Da, probabil de pe la 100 și ceva de herți începe să atunueze în jos. 100 și ceva de herți în jos. Aici răspunsul în frecvență este în regulă. La 2 kHz este bine. Aproape de 3 este bine. Începe un pic să atenueze. 7 kHz și atenuează un pic. 9 kHz, da, începe să atenueze destul de mult, 13 kHz, 13 kHz. Iar acum să tragem și concluziile. Referitor la putere, alimentând circuitul la 14,4V, pe 4 ohmi am aproximativ 4,5W, iar pe 8 ohmi 2,6W. Am încercat și pe 2 ohmi, deoarece am văzut în datasheet că
Se poate, cred eu, doar că realitatea s-a dovedit că nu. Nu prea-i convine pe doiun. Așa că am renunțat. La răspunsul în frecvență, am observat că atenuează frecvențele joase de sub 100 de Hz și frecvențele înalte de peste 4-5 kHz în sus. Referitor la frecvențele înalte, din ce am citit eu, se poate înlocui acel condensator de 1,5 nanofarazi pe cablajul acesta de aici, acum nu se vede din cauza radiatorului, cu unul de capacitate mai mică, gen 820 de picofarazi, 0,8 nanofarazi, astfel încât să tai cât mai puțin din frecvențele înalte. Eu nu am încercat. Dacă voi doriți să testez acest lucru, să vedem dacă putem îmbunătăți răspunsul în frecvență, puteți lăsa în comentarii. Dacă am îndeajuns de multe cereri ca să fac un clip suplimentar, voi face, dacă nu, nu. Cum doriți voi. Oricum, este clar că se poate îmbunătăți răspunsul în frecvență. Până la urmă, clipul de azi este mai mult unul nostalgic, mai mult unul subiectiv. În realitate, v-am spus, sunt alte integrate care îl depășește detașat pe TB-810AS. Trebuie să țineți cont că e un integrat fabricat în anii 80-70 cu foarte mult timp în urmă, mai bine de 30 de ani în urmă. Eu mai am integrate TB-810AS, este acesta. Din câte știu, este original. Să vi-l arăt mai aproape. Da, ăsta este. 88 an, fabricat în 1988, cumva. Abar n-am, îmi spuneți voi. Probabil e notat luna, data, na, anul, luna, ziua, nu știu. Oricum, ăsta este integratul. Cel anterior l-ați văzut deja, numai că este după acest radiator. Nu mai stau să desfac, că trebuie să dezlipesc partea asta de aici. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!